Avem o sală foarte plină, zic eu. Rămâne să ne spuneți și dumneavoastră ce credeți despre acest lucru. Este un program în care, după vernisajul expoziției Ofranda Grădinii, o să vă povestesc imediat totul, vom avea o proiecție a unui film video realizat în 2010, în acest an, de maestru Ion Grigorescu, Asă dintr-o grădină. Un film de 15 minute și un mini-recital de melodie franceză din Gabriel Fauré, Claude Debussy și Georges Bizet, unde le avem invitate pe două mari artiste ale scenei românești, Irina Ionescu, soprană, și Viorela Ciucu, pianist. Deci, începem cu Ofranda Grădinii. Au trecut vacanțele, vara e pe sfârșite, nu însă și visurile noastre. Unul dintre ele ar fi posibil de realizat, de concretizat, lumea ca o grădină. Thank you.
Cetățenile au fost tema care m-a urmărit în decursul deceniilor mele de activitate. A fost refugiu și cel, pentru că ea a exprimat întotdeauna frumusețea primordială și eternă și a adus echilibru, liniște și perspectiva serenității primordiale și finale. Tema asta a grădinilor, spuneam eu, este o temă destul de relativă. Eu aș privi noțiunea asta de grădină într-un sens mult mai larg. M-aș gândi chiar la ceva gen mare grădina Domnului. Acum, sigur, grădina e la tot pasul, depinde de nivelul de înțelegere și de dispoziția pe care avem pentru a asimila noțiunea asta.